Bună dimineața! Uite ce gură cască ăla! Le foame! Aseară am uitat să le dau. Ce-i mă, Zoro? Îți plouă în gură, așa-i? Da, absolut superb afară. Cred că sunt 16-17 grade, dar nu bate vântul. Și e păcat să nu gătim ceva. O să fac o rețetă rapidă, simplă, gustoasă. O rețetă italiană cu piept de pui și mozzarella și ardei gras și ceapă și usturoi. O să pregătesc imediat ingredientele, vi le arăt și ne și apucăm. Durează foarte puțin și abia aștept să mănânc. Revenim la rețetele noastre cu pui. De data asta italian. Am pregătit tot. Am aici piept de pui, două bucăți, ardei în trei culori, ar trebui să zic, dar văd că ăsta are două, în patru culori. O ceapă, câțiva căței și mozzarella. Așa am găsit, dar este ok, e bună. Mozzarella proaspătă. Foarte puține ingrediente și, din punctul meu de vedere, nu prea scumpe. Din ardei n-o să folosim tot. Na. Cred că 30 de lei este tot aici și o să fie 4 porți. Sau două pentru oameni mai încăcioși. Hai să ne apucăm. O să tai pieptul de pui. Ce se au... Bombă, ce a fost asta? Motocicletă, habar nu am. Da, pieptul de pui o să-l tai așa pe din două. Da. Cât de bine arată. E vopsit proaspăt. Ardeiul gras. Pe care să-l tai așa, rușii. Ardei gras galben. La fel o să tai și ăsta roșu și ăsta în două culori. N-am mai văzut așa ceva. Dar atât bine. Ceapa. Uite. Solzișori. Mă descurcă și mai bine, dar masa este foarte joasă, iar eu stau puțin aplecat așa peste cameră. Na. Și căței. Puteți să dați prin presă sau îi tocați mărunt. Uite așa. Mărunt, mărunt, mărunt. Ustroiul. Am pornit aragazul meu, electric, foarte bun, ceva ulei de măsline, și pieptul de pui la prăjit. Ăsta l-am lăsat așa întreg. Asta e o porție pentru cineva care mănâncă mai mult. Deocamdată n-am pus niciun condiment.
Se poate ține puiul la marinat, dar este ok și acum să-l condimentăm. Sare. Și piper. Atât deocamdată. La fel o să-l condimentez și pe cealaltă parte. Perfect. Pieptul de pui este gata. Opresc focul și îl scot. Opa. Nu trebuie prăjit foarte mult pentru că o să mai aibă un proces de gătire. Ce bine arată. Cam așa. În același ulei pun ceapa. O ceapă medie am eu aici. Ce bine miroase. Pun și usturoiul. Acum lasă și mai bine. Haide. Puțină sare. Focul mediu spre mic. Un minut mai las așa. Bun. Ardeiul. Ardei în patru culori. Nu facem tocăniță. Ardeiul nu trebuie prăjit foarte, foarte mult. Ce culoare faină. Încă un minut mai las. Oregano. Peperoncino. Cine nu mănâncă iute, nu pune. Oh, perfect. Și acum pieptul de pui înapoi. Opa. Ei, să-l pun eu cu mâna. Sper că nu ceartă nimeni. Așa.
Îți dau focul mic de tot acum. Câte o bucată de mozzarella peste fiecare bucată de pui. Ei, de mici, de mici. Asta a rămas, o mănânc eu. Aia, ce bun. Super. Focul foarte mic și un capac. Și gata. Așteptăm puțin. 10 minute este gata. Mâncarea. După 5 minute, așa arată, uitați ce fain se topește mozzarella. Cred că încă 2-3 minute și este suficient. Trebuia o tigaie mai adâncă, dar merge și cu asta. Cum miroase. Este gata, opresc focul și hai să ridicăm capacul. Ia uite cum arată. Mamă mia. Uite cum arată. Pun în farfurie. Nu mai pun în nicio farfurie. Așa o să fac prezentarea. Aici, în mijloc. Puțin busuioc. Și uitați ce tigaie faină am făcut. Totul a durat foarte, foarte puțin. Este o rețetă care poate să o facă și un copil. Na, foarte ușor să face. Și uitați cât de bine arată. Și gustul e pe măsură. Lasă răcească și o să încerc să tai așa puțin. Ia să vedem. Oh, frige. N-are nicio treabă cu un piept de pui făcut așa simplu. Este absolut delicios. Bună mâncare am făcut azi. Dacă nu mă laud eu, cine? Excelent. Mama mia. Sper că v-a plăcut ce am gătit astăzi. Nu e o mare rețetă, dar e bine să te inspiri. Poate nu vrei să gătești prea mult. Vrei să gătești ceva. Este dietetic. Piept de pui, mozzarella, ardei gras și cam atât. Na, eu încerc să slăbesc. Nu reușesc, dar voința. Vă mulțumesc, vă spun poftă bună, la revedere și nu uitați, ținem legătura. Uite ce bunătate am făcut astăzi.